29 de ani în urmă m-am născut într-o familie cu părinți care mergeau la biserica ortodoxă, care mai mult sau mai puțin cunoșteau câte ceva despre Dumnezeu. Dar atunci când m-am născut, la naștere, medicii mi-au pus diagnoza de surdomut și concluzia a tuturor problemelor care le aveam de sănătate atunci era și epilepsia și cu șanse minime de viață. Părinții mei trebuiau să mă boteze urgent pentru că în orice zi puteam muri și așa se spune că dacă, mai ales eu cu acea boală mea de mic, dacă muream, mergeam direct în iad. Și atunci când aveam jumătate de an, din ceea ce cunoștea părinții mei, ceea ce cunoștea mama mea despre Dumnezeu, a căzut într-o seară la patul meu atunci când aveam 6 luni și spunea: nu mai am putere. Doamne, dacă Tu ești acolo undeva sus, am auzit că lumea vorbește despre un oarecare Dumnezeu care pretinde că ar exista. Doamne, dacă Tu existi acolo undeva sus, Te rog, răspunde, intervino, arată că Tu ești, fă acele minuni, fă acele lucruri despre care spun oamenii că Tu le poți face. Te rog, pentru că nu mai avem nicio șansă. Nu mai avem la cine apela. Unica și ultima șansă, dacă existi acolo undeva sus, Te rugăm să ne răspunzi, pentru că noi nu mai avem putere. Văd multe mame în sala aceasta și cred că înțelegeți. Eu nu înțeleg lucrul acesta, dar cred că voi înțelegeți ce înseamnă o mamă să-și iubească copilul și să plângă la pat pentru el. Și atunci când aveam 6 ani, Dumnezeu a ascultat acea rugăciune sinceră, din toată inima, dintr-o inimă zdrobită. A ascultat acea rugăciune, a ascultat acel plâns și Dumnezeu a fost Cel care m-a vindecat când aveam doar jumătate de an, slăvit să fie Iisus. Aleluia! M-a vindecat ca într-o seară ca aceasta să pot să fiu împreună cu voi și să-i cânt Lui. Dumnezeu nu are favoriți și nu are cluburi favorite. El nu este Dumnezeul celor care merg în biserică baptistă sau penticostală. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor. Și tu astăzi, cel care ești în locul acesta, de unde n-ai venit, vreau să-ți spun un lucru. Dumnezeu te iubește și și-a dat viața pentru tine. Și poate mulți din voi nu înțeleg modul în care poate noi cântăm azi, felul nostru de a ne exprima, dar Dumnezeu a făcut așa de mari minuni în viețile noastre că uneori nu putem să tăcem despre lucrurile acestea. Atunci când este o cântare de bucurie, îmi vine să sar în sus de bucurie, pentru că puteam astăzi să nu aud nimic, dar Dumnezeu m-a vindecat și mi-a dat acest dar, pentru că acesta este un dar. Și ascultă, fiecare din noi a primit acest dar de a auzi, de a vorbi, de a merge și a vedea. Noi nu am meritat cu nimic lucrul acesta. Și pe toate pe care le-am primit, le-am primit prin dragostea care o are El. Și de multe ori noi ne dăm seama de lucrul acesta, venim și spunem: Doamne, iartă-ne! Ne pocăim înaintea Lui, ne dedicăm viața Lui și uităm. Dumnezeu spunea poporului Lui un obicei foarte bun, este foarte des întâlnit în Vechiul Testament. Atunci când voi face un lucru, atunci când voi schimba ceva, atunci când voi face o mare minune, puneți-vă un semn de aducere aminte. Construiți aici un altar. Atunci când poporul a intrat în țara făgăduită, când au trecut Iordanul, a spus: pune 12 pietre aici, că atunci când vei trece cu copiii tăi și vor întreba: tată, ce înseamnă asta? Să spui: Dumnezeu ne-a salvat și ne-a trecut ca prin minune, a oprit apele aici în loc și am trecut ca prin minune. Problema noastră de multe ori este că Dumnezeu, făcând mari minuni în viața noastră și transformându-ne viețile, uităm de lucrul acesta. Și mergem mai departe
și suntem comozi în viața în care ne aflăm și uităm de ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. El ne-a iubit atât de mult și El ne iubește și este în fiecare zi alături de tine. Chiar și atunci când tu nu te gândești la El, pe departe. S-au spus destul în seara asta, eu am vrut doar să te motivez să acorzi mai mult din timpul tău lui Iisus. Poate a fost odată în viața ta acel moment în care ți-ai predat viața lui Iisus și ai simțit cât este de frumos să trăiești împreună cu El, dar ai uitat. Eu te rog să îți reamintești în seara asta să schimbi viața ta, să-i dedici din nou lui Iisus, să faci o reîmprospătare în ea. Iar dacă nu L-ai cunoscut încă niciodată, suntem mărturie vie înaintea ta, cei care am fost transformați și schimbați printr-un mod miraculos de un Dumnezeu care și astăzi este viu, slăvit să fie El. Aleluia, aleluia. Și trăiți într-un oraș mare cu foarte multe posibilități și este foarte mare riscul de a fi furați de acest oraș, de aceste lucruri pe care le veți întâlni aici, de aceste ocupații și să dedici tot mai puțin din viața ta lui Dumnezeu. Dar El te vrea atât de mult. El te iubește atât de mult și vrea atât de mult să fii în orice clipă, la orice pas, alături de El. Pentru că viața, lumea aceasta se schimbă, nu mai înțelegem deja. Eu nu sunt generația mai mare, am doar 29 de ani și totuși nu înțeleg încotro merge lumea asta. Pentru că eram mai mic, eram adolescent și știam despre niște lucruri care atunci păreau normale și astăzi sunt anormale. Și invers, lucrurile care păreau o rușine atunci când eram eu mai mic, atunci când eram adolescent, oamenii astăzi se laudă cu ele. E la modă să fie așa. Nu mai înțeleg încotro merge lumea asta. Și noi nu ar trebui să mergem după ea. Noi ar trebui să mergem după Dumnezeu. Calea, adevărul și viața este El. Și cuvântul Lui este Cel care îți va ghida viața. Nu ne vom direcționa după moda lumii acesteia, ci doar după Dumnezeu. Și atunci când această lume pierde din orice culoare care o mai are, Dumnezeu spune, eu încă sunt alături de tine și pot să dau un sens vieții tale și pot să transform viața ta. Atunci când lumea este lipsită de orice sens și culoare, Dumnezeu este dragoste mai sus de nori care îți umple și astăzi viața de culoare. Amin.